Dragi Mirie, Mima și Daniel, stimate familii, mă bucur în această zi să fiu în casa Domnului, așa cum s-a făcut deja prezentarea. Eu vreau să completez această prezentare. M Am căsătorit acum 30 și ceva de ani aici în Biserica Bujac și eu mă simt și aparțin tot atât de bine și Acestei biserici, ca și bisericii Betel, Domnul să fie bine Vin cu bucurie la căsătorii, pentru că căsătoria este un eveniment al amintirilor. Chiar și cei doi își vor aminti peste ani de ziua aceasta, și cei care sunteți în sală, generația mea care se apropie de 40 de ani de căsătorie. Sunteți aici, aveți amintiri frumoase, puteți să depănați aceste amintiri, și totodată, chiar și cei ce se pregătesc de căsătorie, încep și ei să înmagazineze, să se uite cu atenție la mire, la mireasă, la punctele din program, la cuvântul care se va citi, la atmosfera care este. Pentru că atunci când va fi căsătoria, să nu fie o emoție peste măsură de mare. Căsătoria este un eveniment al amintirilor. Totodată, ne amintim de mirele nostru, Domnul Isus, care a câștigat Biserica cu propriul său sânge. El este modelul, el nu ne uită, are mereu gândul pentru Biserică, se gândește, pregătește locul unde. Ne vom întâlni, ne va prezenta, spune Scriptura înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri, biserica lui fără pată și fără zbârcitură. Frumoase amintiri, slăvi să fie Domnul. Totodată, căsătoria este un eveniment al bucuriei. Poate că trebuia să pun pe primul punct, dar și bucuria așa are locul ei, și căsătoria este un moment al bucuriei cei doi se gândesc la ziua aceasta pe care au plănuit-o de mult, s-au rugat pentru asta. L-au rugat pe Domnul să fie prezent și eu sunt convins, am simțit că Domnul este prezent la nuntă, pentru că atunci când doi se unesc să ceară un lucru, spune Scriptura, le va fi dat. Și laud numele Domnului și îi mulțumesc Domnului că este prezent în această după masă la nuntă. Este marea bucurie a noastră și a celor doi, sigur, și bucuria celor două familii. Ce fericită este mama, ce fericită este tata când copiii încheie viața aceasta de singurătate în casa Domnului. Nu este mai mare bucurie decât să vezi copilul în casa Domnului, pe scaunul de mire și pe scaunul de mireasă. E mare bucurie, slăviți să fie Domnul și bucuria aceasta este a celor doi, a celor două familii și a celor două biserici. O biserică sănătoasă se bucură când se formează familii sănătoase. Suntem în această zi la bucurie, îl rugăm pe Domnul care este părtaș la această bucurie să mărească bucuria noastră în continuare, să ne dea harul acesta Anticipând marea bucurie când ne vom întâlni, repet, cu el în slavă. Așteptăm această zi. Vom spune unul către altul, acesta este Domnul în care ne-am încrezut să ne bucurăm că ce-a venit ceasul mântuirii, că ce-a venit clipa mântuirii lui, numele Domnului să fie binecuvântat. Apoi, iubiți ascultători, dragi miri, căsătoria este un eveniment al învățăturii. Al Cuvântului lui Dumnezeu. E așa de important. Chiar Mântuitorul pornește de la acest mare adevăr, de la raportul nostru față de acest Cuvânt al Lui, pe care El l-a întărit și a spus: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ele se vor împlini. De aceea vreau să ne oprim în dreptul Cuvântului lui Dumnezeu. Cine ascultă cuvintele mele, spunea Mântuitorul, și le împlinește și le face și le dă valoare prin acțiuni, prin fapte, se aseamănă cu un om înțelept. Iată, raportul nostru față de Cuvântul lui Dumnezeu ne poate înregimenta în rândul celor înțelepți. Dragi miri, dacă doriți o viață ușoară și binecuvântată? Raportați-vă la cuvântul lui Dumnezeu cu gândul de a-L împlini, de a-L cunoaște, de a-L citi, de a-L survola în fiecare zi, de a-L strânge în inimă, așa cum spunea psalmistul în psalmul 119, strâng cuvântul meu în inima mea, al tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Domnul să vă binecuvânteze, să strângeți acest cuvânt al lui Dumnezeu aceste învățături ale Domnului Isus în inima voastră și Domnul să vă ajute la aceasta. E așa de important în viața de fiecare zi, apar tot felul de probleme. Observați că Mântuitorul nu a vorbit contemporanilor, ucenicilor, nu ne spune nouă astăzi că venind la El vom fi scutiți de necazuri. Nu pot să vă prezint, dragi miri, o, o idee din aceasta triumfalistă în această zi, nu vreau nici să vă sperii. Ar fi impropriu să vorbesc astăzi numai despre necazuri. Nu, viața nu este numai necazuri. Nu. Din potrivă, toate sunt transformate în bucurii prin Domnul. Eu, eu strig lăuda să fie Domnul și sunt izbăvit, spunea Psalmistul. De aceea vreau să vă priviți la adevărul scripturii proclamat de Domnul Isus. El spunea, vor veni vânturile va bate ploaia, ploaia se adună în șuvoaie. Noi ne lovim mereu de evenimente din acestea datorită descărcărilor naturii, deranjată de activitatea omului și știți asta, nu trebuie să vă spun eu. Și vin aceste șuvoaie neașteptate și locuri unde era liniște și pace și erau declarate locuri unde nu s-a întâmplat nimic, vin aceste șuvoaie și iau case, dar iau case care nu s-au așezat pe temelie pe temelia tare. De aceea e așa de important, stimați miri, familia care se formează astăzi să înțelegeți aspectul acesta de necontestat. Așezându-te pe învățătura cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă vin aceste încercări, le treci cu bine. Găsești în scriptură soluție pentru toate problemele. Oamenii care au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu au alergat la Dumnezeu. Au venit cu problemele lor înaintea Mântuitorului. Ce frumos a răspuns femeia aceea cananeac și a spus, Doamne, dar și căței se hrănesc cu ce cade de la masa stăpânului. Ai milă de fiica mea și Dumnezeu s-a îndurat și a spus, N-am găsit nici în Israel așa o credință. O femeie mare este credința ta și credința ei, bazarea pe cuvântul Domnului Isus și pe puterea Domnului Isus, i-a adus biruință. Fica ei a fost tămăduită și din ziua aceea, în casa aceea a intrat mântuirea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, biruința dată de Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze pe cei doi, să înțeleagă în această zi importanța cuvântului lui Dumnezeu și modul de a așeza Viața de familie pe temelia puternică a Cuvântului Domnului nostru Isus Hristos. Chiar dacă vor veni frământări, Domnul Isus spunea: În lume veți avea necazuri și acesta este adevărul. Dar Domnul spunea: Îndrăzniți, îndrăzniți în rugăciune, găsiți momente să cântați spre slava Domnului. Ne amintim și chiar aseară noi am fost aici cei care ați fost aseară, am petrecut clipe minunate în casa de rugăciune, în care am fost învățați, deși în cuvinte simple, un om în vârstă la 87 de ani, chiar dacă s-a exprimat mai încet, chiar dacă a vorbit cu pauză uneori datorită vârstei, a proclamat adevărul profunde pentru noi, așezându-ne în lucrarea lui Dumnezeu, și învățându-ne să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. De aceea am constatat că familiile care au cântat, care s-au strâns la rugăciune și la cântare, și s-a găsit moment și pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu și pentru întrebări din Scriptură, familiile acestea au fost biruitoare în viața de fiecare zi. Aseară eram învățați și Cuvântul Dumnezeu ne învață să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, să îl lăudăm pe Dumnezeu, dar ni se spunea acolo, în predicarea de aseară, ni se spunea că atunci când intrăm în această lucrare de laudă la adresa lui Dumnezeu și se dă de exemplu vioara sau chitara, înainte de a cânta, ea este acordată și corzele sunt întinse, sunt tensionate, se sufere, fiecare coardă este întinsă atât cât trebuie, nici mai mult, nici mai puțin. Noi nu suntem ispitiți peste măsură de mult. Împreună cu ispita, spune Scriptura, Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieșim din ea. Nu vin încercările mai mult decât noi putem duce. El este cel care dimensionează frământarea noastră, durerea noastră, necazul nostru. Ce frumos noi cântăm într-o cântare. Doamne, Tu în necazuri lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna Ta și nu îngădui, Doamne, decât cât putem purta. Cel care se implică în lucrarea lui Dumnezeu trece întâi prin școala aceasta a încercării, a răbdării, a pregătirii. Se spune aici de instrumentele de percuție, sunt lovite ca să sune spre slava celui care le mănuiește. Așa este lucrarea lui Dumnezeu. De aceea a spus Mântuitorul, nu vă temeți, îndrăzniți. Îndrăznește fică, îndrăznește fiule, a spus în diferite împrejurări Mântuitorul. De aceea vreau în această după masă, în momentele acestea deosebite, să ne uităm cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu fără sigur să anticipăm, fără să exagerăm că vor veni aceste șuvaie, fără să speriem pe cineva, suntem pregătiți, ne încredem în Domnul, facem ce ne-a spus El și El este cel care ne va asigura biruință, ne va asigura protecție. Numele Domnului să fie binecuvântat. Apoi, iubiți, frați și surori, stimați miri, m-am uitat aici în cuvântul acesta să încheie așa de frumos și spune El. Îi învăța ca unul care avea putere. Domnul Isus are putere. Se povestea aseară de intervenții în familii, de vindecări miraculoase. Eu cred aceasta. Am văzut pe Dumnezeu în familia mea și cred că sunt aici persoane care pot să afirme ca și mine acest mare adevăr. Domnul nostru are putere. Când este chemat, el vine. De câte ori în urma ungerii cu un Domnul a vindecat în biserica noastră, fie în biserica de aici, de la Bujac, fie în biserica de la Betel, avem multe mărturii în sensul acesta, în casa mea Domnul a lucrat în sensul acesta prin vindecare, ne-am bucurat atunci când Domnul a intervenit și l-am cunoscut pe Domnul Isus ca unul care are putere. Și vă recomand, dragi miri, să nu uitați aceasta. Veniți din Familii diferite, dar veți avea timp să povestiți lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut. Mai mult decât atât, când citim în Cartea Evanghelistului Ioan, îmi place așa de mult și eu chiar am subliniat când autorul, ucenicul pe care îl iubea Domnul Isus, a încheiat această Evanghelie. Deschideți la pagina 1054, capitolul 20 din Evanghelia după Ioan. Și vreau să o spun asta pentru cei doi miri în mod deosebit, prezentându-L pe Domnul Iisus ca unul care are putere. Spune aici în versetul 30, 30 și 31, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și eu am completat aici, în Scriptură, am scris, să nu uit, că Domnul Iisus va mai face multe lucrări înaintea ucenicilor săi. Și vreau să rețineți acest aspect, stimați ascultători, dragi miri, vreau să apelați la Domnul atunci când aveți frământări, necazuri, când vor veni tot felul de lupte în viața de familie, lipsuri, neajunsuri, încercări de tot felul, nu le putem noi anticipa pe toate, oamenii sunt încercați când într-un fel, când în altul, nu-i la toți încercarea la fel. Lui Avram, Domnul i-a spus, adu pe fiul tău ca jertfă, l-a încercat în Problemele lui sentimentale, singurul fiu trebuia să-l aducă ca jertfă, grea încercare pentru el. Tânărului bogat, Mântuitorul i-a spus, du-te și vinde ce ai și împarte la săraci apoi vină după mine. O altă încercare, ținea mult la acele bogății. Lui Zacheu nu a trebuit să-i spună nici să-și vândă, nici să-și aducă fiul ca jertfă, el din interiorul lui a spus, Doamne eu știu cine am fost, dau jumătate din averea mea un par săracilor și dacă am luat de la cineva, am năpăstuit, am luat cu forța, voi da înapoi de patru ori. Iată, nu este încercarea noastră la fel la fiecare, dar ceea ce este cert că Mântuitorul se ocupă de ceea ce ne lipsește în viața noastră. Dacă suntem mai fricoși, ne încearcă poate cu probleme de sănătate, dacă suntem poate mai speriați de ziua de mâine în sensul salariului și a bunurilor noastre, ne încearcă în plan material ca să depindem de el. I-a pus la încercare pe ucenici când au spus, dați de mâncare acestei mulțimi, nu-i lăsați să plece așa flămânzi, după atâtea zile au stat să asculte cuvântul lui Dumnezeu și acum le dați drumul să leșne pe drum, dați-le voi de mâncare, i-a pus la încercare pe ucenici. Și a venit un ucenic cu emoții și a spus, Doamne, avem aici doi pești, cinci pânișoare, dar ce sunt acestea la atâția? Domnul a spus, așezați-i, aduceți-le la mine. Vreau să vă spun, dragi miri, că acesta este modul de lucru de al Domnului nostru Isus Hristos. Să vii la El cu puterea care o ai, să vii la El cu credința care o ai, să vii la El cu frământarea ta, cu necazul tău. Și El este Cel care răspunde tuturor problemele noastre. Numele Lui să fie binecuvântat. Nu uitați să Așezați viața de familie pe această temelie a cuvântului lui Dumnezeu. Nu uitați că Domnul locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Mireasa vine dintr-o familie care cântă, cântăreți. Mama Miresei și familia mamei au fost cântăreți, leviți în casa lui Dumnezeu. Și până în ziua de astăzi Domnul îi binecuvintează ca să cânte spre slava lui Dumnezeu. Cântați, familii care sunteți aici, cântați lui Dumnezeu. Pavel și Sila la miezul nopții. A mișcat cerul prin cântare și cânta în condiții în care nu cred că cineva ar fi fost dispus să cânte, cu picioarele și cu mâinile în butuci, în poziții incomode, în condiții grele, dar vocea a fost liberă, credința a fost liberă, nădejdea lor era în Dumnezeul adevărata lui Israel, și Domnul nu s-a lăsat așteptat, a mișcat temnița și a făcut o mare minune, numele Domnului să fie binecuvântat. Iată că această minune a fost declanșată de cântarea de laudă. De asemenea, citiți cuvântul lui Dumnezeu, învățați pe copii cuvântul lui Dumnezeu, semănați această a adevărului în inimile celor din jurul dumneavoastră, ferice de casa care are cuvântul lui Dumnezeu în centrul atenției. Nu faceți nimic fără a vă acorda la cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce ar face Domnul în locul dumneavoastră. Vedeți ce ar spune El la provocările la care sunteți provocați. Și nu ieșiți din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o protecție, este un scut. El ne apără cel care respectă Cuvântul lui Dumnezeu este sub protecția lui Dumnezeu. Cel care se abate de la Cuvântul lui Dumnezeu, cel care nu respectă Cuvântul lui Dumnezeu, pierde protecția lui Dumnezeu. Apoi, stimați ascultători, dragi mini, vreau să vă spun despre latura rugăciunii. Este arma puternică pe care credinciosul are rugăciunea și postul. Postul însoțit de rugăciune, postul însoțit de binefacere, asta nu trebuie să lipsească din viața de familie. Oamenii lui Dumnezeu s-au rugat. Povestea un tânăr zilele acestea la o biserică la Cuvin, unde slujesc la țară. Era un băiețel de 9 ani când s-a întâmplat și el povestea o intervenție în viața de familie. Erau mai mulți frățiori acasă și își dorea mult o pereche de adidași și a spus tatălui, tată, vreau. Și tatăl său a spus, roagă -te. După o vreme s-a rugat și a venit la tată și a spus, tată, dar eu nu am, nu am primit ceea ce m-a rugat. Și tatăl său a fost, a înțeles care e situația și a spus, copile, Domnul Iisus are mulți copii, tu nu i-ai spus nici cum te cheamă, nici ce mărime porți. L-a provocat pe copil și copilul în următoarea rugăciune, pentru un timp s-a rugat și a spus, Doamne, am 9 ani, îmi doresc o pereche de Adidas, dacă să fie de culoare verde, așa cum au băieții din sat, să fie așa frumos, să îmi placă. Și s-a rugat copilul cu toată inima. Și povestea el cum Dumnezeu a intervenit peste câteva zile, au sosit niște frați cu ceva ajutoare și în cutia aceea care a sosit la sfârșit, parcă, a încercat credința acestui copil, tatăl a scos din cutia aceea o pereche de adidas de culoare verde, așa cum el s-a rugat în rugăciune. Mare putere are rugăciunea. V-am dat un exemplu pe care l-am auzit acum recent, dar am cunoscut cazuri în care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor. El răspunde la rugăciune. Psalmistul spune în psalmul 65, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Ferice de casa care își așează viața de familie o viață de rugăciune continuă cu intensitate maximă, însoțită de o viață frumoasă de dărnicie, cu o viață de post, cu o viață de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa a spus Mântuitorul: Cine primește aceste cuvinte ale mele și le ascultă, le împlinește cu fapta și cu adevărul. Închei în această zi gândindu-mă la Marea noastră întâlnire când ne vom întâlni cu Domnul Iisus și vreau să mă adresez și prietenilor care sunt în casa de rugăciune, pentru că imaginea aceasta pe care noi o avem aici mirele și mireasa este un prototip al Domnului nostru Iisus Hristos în raportul său cu mireasa. Atât de înălțătoare este relația aceasta. Dumnezeu, față de poporul său se identifică în relație ca un logodnic față de logodnica lui. Spune Osea, te-am logodit cu mine prin mare bunătate, credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Domnul Iisus în relația sa cu biserica spune Apostolul Pavel că taina aceasta este mare, este o relație de tip familial, este mirele nostru, iar biserica este mireasa lui. De aceea doresc, stimați ascultători, în încheiere, pentru că E nevoie să auziți acest cuvânt, dincolo de bucuria aceasta a sărbătorii căsătoriei celor doi, dincolo de părtășia care o avem, de evenimentul în sine, trebuie să ne gândim la ceea ce urmează, anticipând marea noastră întâlnire. Unde vei fi când va veni Domnul Isus să-și ia mireasa Lui? Unde te vei afla? Vei putea să-L spu să spui, îl cunosc? îl cunosc din ani buni, să răspundă Domnul și din zile rele? Vei putea să, să spui asta că îl cunosc pe Domnul? Va putea Domnul să spună, te cunosc? Te cunosc pe nume? Cum se exprimă Scriptura? Poetul spunea, noi ne lăudăm cu Domnul și cu harul vieții noi, însă oare Domnul poate să se laude cu noi? Doresc ca Domnul să binecuvinteze ascultătorii în această zi să înțeleagă ce frumoasă va fi această întâlnire și să fie ca o provocare pentru ei să se străduiască, să intre în rândul bisericii sale. Când Domnul Iisus a spus pilda celor 10 fecioare, ne prezintă o tragedie când cele cinci neînțelepte erau dincolo de ușă, au bătut la ușă și li s-a spus, duceți-vă că nu vă cunosc, voi trebuia să fiți înăuntru, voi trebuia să fiți cu candelele pregătite, voi trebuia să stați în așteptare nu vă cunosc. Ca să nu auziți, stimați ascultători, exprimarea aceasta în ziua aceea atât de nefastă, vă sfătuiesc în această zi să împliniți acest cuvânt al lui Dumnezeu. El se adresează și ascultătorilor și prietenilor. El trebuie trăit cu fapta și cu adevărul. Așa se aseamănă cel care ascultă cuvântul cu un om care și-a zidit casa pe stâncă. Nu și cine zice Doamne, Doamne. Și asistăm într-o vreme ca aceasta la o exprimare tot mai desă a acestei expresii Doamne, Doamne. Și oameni care fac pe evlavioșii. Au o formă de evlavie, spune Scriptura, dar tăgăduiesc puterea. Nu și cine zice Doamne, Doamne va intra în împărăția mea, ci cel care ascultă cuvântul meu și îl împlinește. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe cei doi miri. Mă bucur să-i văd în această zi fericiți, mă bucur să văd familiile bucuroase, fericite. Suntem împreună la această sărbătoare. Și mai mult decât atât, credem că Domnul este prezent, îi încredințăm pe cei doi în mâna Domnului, încredințăm familiile noastre în brațul lui Dumnezeu, îi încredințăm pe cei care doresc să se căsătorească în continuare, de asemenea, în mâna lui Dumnezeu și fie în durarea Lui peste noi toți și binecuvântarea Lui peste tânăra pereche care astăzi pornește pe drumul acesta și Domnul să fie și să rămână cu ei. Amin.